Bună, azi este joi, da? Și aseară Dragoș a zis că astăzi o să plecăm la munte. Aici unde suntem în vârful muntelui, adică un parc Bucegi. Dar, ca să iau cu începutul, m-am trezit pe la 5, nu știu cât e ceasul acum, cred că e 2 jumate. M-am trezit la 5 că aveam puțin de editat, fac și o baie, mai aveam puțin de pus în bagaj, că dacă m-a luat așa pe nepregătite, nu prea le aveam pregătite, da? Și prima dată am fost până la Pitești și a adus-o tata lui Dragoș pe mama lui care să fie cu noi aici, după care ne-am întors și am venit încoa. De asta a și durat bine, că am plecat, nu știu, pe la 9 am plecat de acasă. Și acum s-a dus Dragoș să vadă unde, ce, cum, să primească cheile, după aia să ducem bagaje și mai departe. Dar m-a terminat drumul. Nu știu exact cât o oră și ceva, a fost numai de la așa curbe și eu, deci nu e vorba de frică, nu mi-e frică de cad în prăpastie sau ce. Pur și simplu îmi vine să vărs. Mă ia așa de la stomac și n-am cum să controlez chestia asta. Dragoș a fost entuziasmat de toate curbele alea, de pe unde băga, deci lui îi place. Dar pentru mine a fost ceva, Doamne, Doamne, uite și este liniște și mișto, am văzut și o vulpe, dar pe mine m-a terminat psihic, nu mai pot. Vreau să mă pun în cameră, în pat și să stau așa măcar o oră să liniștească toată treaba aia. Plus că, na, am pus să spun că nu mi-era chiar pe unde era drum decât o mașină și vedeam că mai vine încă una din față, mă cam lua. Dar cum ziceam, suntem aici, Dragoș și noi, restul patru fete. Așa. Și e destul de frumos pe aici. Chiar e. Dar vă arăt mai departe ce găsim, ce facem pe aici. Eluța mea a avut rochiță pe ea, dar a Eluța mea transpirat e că a scumpița dormit roșie. și Există. acum Și i-am acum dat, o i-a trimitem dat cu un mai mâncare eu la bunicuța. și ce era frig. Și am dat mama și hanorac. Aici să stăm Eluț! lângă noi. Eluț! Te întorci? Uite să salut fetele. Ai, întoarce-te să zici și tu Hai bune! să stăm și noi Bună! aici. Cum stăm Bună noi cu aici? spatele, mămaie. Așa! Salutare, fetele! Spune! Îi vine Salutare, soarele în ochi. Băi, fetele! și cred că nu i-am luat ochelari și să știi. Mami, cumpăr o pereche de ochelari. Dacă găsești, îți dă mamaia ochelari. Ia stai să-ți aduc eu niște ochelari. Stai acolo, să nu cazi. Nu, cate mă, că poate să sară, să dea jos, ce... Ia uite! Ochelarii! Bunicuții! Oh, sunt mari, Ia mă. uite ce ochelari șmecheri are mămăița! Ela, uite-te la mine! Cu tăiței! Am zis să vă arăt totuși camera până nu o distrug de ajuns de mult, pentru că deja avem bagaje, 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 bagaje și ceva pe acolo. Dar, cum ziceam, avem o treaptă pe aici și cred că, mă rog, televizor,
comodă, șifonier. Tind să cred că acolo, de acolo vine căldura. Tind să cred, da. Aici avem un taburet pentru partea asta. Iar aici nu e ceva. Mă gândeam că o fi frigider, dar cred că nu, nu au. A, da, da, știu că zicea cineva la comentarii că nu au frigider. Adică era un punct în minus. Ups, pardon. Pe acolo o mică comodă, pat oricum este imens, adică gen să dormim toți trei, dar pentru că am zis și de copil, au adus un pat aici, care nu cred să-l folosească cineva. Așa, poate o să zic să-l ia înapoi. Pentru că, adică la modul cel mai serios aici, avem loc toți trei. Și oricum Ela o să doarmă cu mamaile în camera lor. Uite și asta, ce drăguț este. Da. Îmi place așa cum ea i-a aranjat. Și avem o oglindă imensă în care mi se vede freza asta care nu-mi stă de nicio culoare, dar asta este, a crescut părul, la ce să-i fac. Dar îmi place oglinda foarte mult. Și ceva veceu. Iar asta este cabina. Care este foarte mare. Adică putem să facem baie toți. Îmi place foarte mult ăsta. Blatul de la chiuveta mi se pare wow. Și bineînțeles chiuveta și tot ce mai avem lăsat pe aici. Și aici avem prosoapele. Și cam asta este camera. Și noi n-am fost să mâncăm, că nu aveam foame. Și acum o să despachetăm și noi, să aranjăm toate lucrurile la locul lor, după care cred că o să băgăm puțin somn. Mi-am adus puține haine la mine, dar majoritatea groase, că am văzut eu că or să fie 16-14 grade de mâine încolo, mâine ar trebui să plouă. Cum ziceam, pentru că trebuie să și muncim, avem un laptop, unde nu prea am acces la priză pe aici, va trebui să dau asta la o parte sau dacă nu, dragul zicea acolo să stau pe burtă. N-am probleme, fac și de-astea. Și aici am bagaj mai mult. La chestiile astea, title sum, care o am eu de obicei. Mi-am luat, pentru că o să fie relax aici. O să fie relax, nici nu o să ies din cameră. Măști. Să... Bun. Mi-am luat de citit. Că astea le-am cumpărat de curând. Asta este ceva funny. Nu știu, o citesc în vreo oră, cred. Manualul stimei de sine pe care l-am început de foarte mult timp și am citit decât 50 de pagini. Și am luat chestia asta pe care vreau neapărat să o citesc. Am văzut un clip pe YouTube. La o recomandare. Și era o tanti, cum o cheamă? Cristela Georgescu. Și este nutriționist holistic și spunea în, nu știu, cărți recomandate pentru citit așa. Că asta a spus-o prima și după aia s-a terminat emisiunea, așa că am luat-o. Mai ales că scrie că este bestseller internațional, chiar sunt și eu curioasă de la ce se face diferite. Adică ideea e că nu avem poze la. Este only teorie, dar o să-mi iau creionul și să studiez, să zic așa. Am și pentru Ela, i-am luat activități, cartea asta la fel am luat-o când mi-am luat pe alea pentru mine și i-am luat două creioane decât atât. Bine, i-am luat pixuri, dar lucrez mai bine cu astea, că pot să și știa dacă e să greșească. Și... am luat două de astea ca să o pregătesc. Asta cu Connie este bolnavă și Connie învață despre coronavirus. Nu le-am citit încă, o să vedem. Și, bineînțeles, și povești. E, uite, la machiaj mi-am luat trei chestii. Pensula, blush-ul, ăsta pe care îl tot folosesc. Creion de sprâncene. Ăsta e tot un fard de sprâncene, adică un rimel de la sprâncene, un ruj și un rimel, mascara, mă rog, rimel,
că eu tot încercam să spun, să mă corectez de fiecare dată când ziceam rimel, încercam să mă corectez și să spun mascara, mascara, mascara. Dar am căutat în Dex. Se numește rimel. Așa că acum încerc să mă obișnuiesc să nu mai mă corectez după ce spun rimel. Și mi-am luat câteva creme. Crema de față, SPF-ul, crema de noapte, crema de ochi mai am puțin. Ce mai am? Aha, crema, am zis, și un deodorant. Și aici ar mai fi un scrub. Crema de corp, mă rog, loțiune sau... Mă rog, crema de corp este. O să termin și pasta. Un ceva mic parfum aici. Asta de fac antrenament la dinți. Și aici ce mai avem? Dețânțari. Deci, spray de țânțari, gel de după insecte, pentru că părul meu se trezește dimineața foarte supărat. Dau cu ăsta, ca să pot să-l aranjez și mai am și un balsam de buz. Și gata, asta este tot. Și mi-a venit copilul, mi-a venit copilul! Ce faci, dragă? Găsesc cu hăinuțe. Găsești hăinuțe? Da. Ești pe afară? Te duci cu tati pe afară? Du-te la mama e care vrei tu să te îmbraci și pe tine, mami, că nu poți să ieși în dres. A rămas în dres că n-a fost rochița și după aia i-am dat de cât mai eu cu ăsta deasupra la bagaj. Hai, mami, du-te să-ți dea și ție pantalonaj, adică să-ți dea dresul jos și să-ți dea o pereche de colanți, că e cald acum. Acum chiar e cald. Chiar e bine afară. Hai, du-te cu tati. Haide, uite ca să îmbrace. Zice, mama este îmbrace. Haide, fugi, 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 fugi. Fugi, 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 fugi. Hai, broscuța mea, fugi, broscuța mea, fugi. Ai grijă. Adică frugi, dar totuși. Hai, vino să vezi și tu camera, mă. Camera lor e un pic altfel, o să vă arăt. Când ajung pe acolo, adică e mai micuță. A lor. Da? Da, da, da. Hai, hai să te îmbrac cu pantaloniști. Dar să-i dai dresul jos, că e cald. Hai, vino să te îmbrac. Și că am ieșit un pic la plimbare, deci chiar m-am uitat acum la meteo, acum sunt 20, mâine o să plouă undeva de pe la 12 și o să fie 13 grade. Și poimine la fel. Și oricum, duminică plecăm dimineață. Adică mâncăm și plecăm. Foarte multă lume cu copii pe aici, mă gândeam, doamne, cum să urci cu copilul pe aici, doamne, și vedeam cu bebeluși, adică, oh. Auziți, dar am ieșit să ne plimbăm sau să stăm? Oare dacă stau și mă uit atent, o să văd și eu un păstrăvior? Sau un peștișor? Nu neapărat păstrăvior? Da. Da, mami, hai să căutăm peștișor. Și aici este așa liniștit, pare aici. Ba, ce drăguțe. E interesantă natura asta. Problema e că mi-e frică de ce se află în natură. Adică dacă n-ar fi animale de astea așa, n-aș avea chiar așa teamă, dar așa am. Cum nu vine ziua? Când e foame? Dacă e foame ziua, ce faci? Vine la asta la grătar aici. Nu știu. Dar mai greu să te surprinde, adică gen el să urge la ta și tu să te întorci. Poate de ăsta. Dar oricum, în general nu prea o treabă cu oamenii dacă nu intră în mediul lor. Dacă nu te ia de ei, nu? Da. Da, ursul la tine, te-a mărâncam. Zică, mami, nu te aduci acolo, fii atentă. Oricum nu o să mergem. Uite, hotel. Deci la 5 minute încolo e un hotel peștera. Și în partea asta peștera e Alomița. E Alomiței. Vedem. Cabana Padina. Eu sunt cu apa. Mai mult și asta numai aici. Poate
Apă mare! Ne-am întors aici să ne jucăm puțin. Și zic să mergem un pic și pe-n vale să vedem ce găsim. Și după aia ne întoarcem. Să, nu știu, dacă mai mâncăm ceva de seară. Și după aia somn. Hai, mami, sor mai tare, Ela. Hai. Cum sor tu la Ecaterina acasă? Sus, 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 hai. Sus, mamai, cu putere. Nu mai am baterie. Stau să le fac și lor niște poze și el întreabă ce scrie pe toate astea aici. Toate pancardele scrie, întreabă, ce scrie acolo? Ce scrie acolo? E o ciupercă? O fi o travitoare, mamă. Uite, tati, vezi ciuperca acolo? Da, mami, acum ți-a făcut poftă de ciuperci. Asta pe aici este opera românilor, nu-i așa? Numai sticle, doze, ambalaje și așa mai departe. Asta este porția de papanaș a Elei. Se numesc papanaș buceci și sunt fierți. Ăștia. Nu știu, cred că au ceva biscuite pe deasupra, nu știu exact ce. Așa miroase biscuite. Și alu Dragoș a smântână, dar a zis, eu am luat pentru el și am luat fără. Dar între timp el a zis că i-a terminat de mâncat să ce-ți facă nanii. Și s-a dus singur. Deci s-a dus singur în cameră. Și noi eram, păi unde s-a dus copilul? Ce-a făcut copilul? În ideea în care noi am zis că s-a dus să se joace cu niște animăluțe în camera cealaltă. În partea cealaltă sunt niște, mă rog, să se joace, să uite la ele. Și s-a dus Dragoș, gen, nu știu, 30 de secunde mai târziu, să vadă ce face. Și, pam, ea, de fapt, a plecat direct în cameră. Și am mâncat... Am mâncat, auzi că se bagi. Da. Ce-am mâncat eu? Am mâncat cașcaval pane. Am mâncat cașcaval pane cu cartofi, cu salata de varză. Dar, de fapt, am împărțit porția, a fost cu Dragoș, că am zis că nu putem să mâncăm, dar totuși să zicem că am mâncat ceva. Și acum mergem și citim. Eu. El nu știu ce face. E bun? Ore. E bun? Mhm. Mhm. E bine. Aici am crezut că a venit Ela să se uite la animaluțe. Foarte, foarte, foarte. Deci, cum ziceam, aici am crezut că s-a oprit Ela ca să se uite la animăluțele astea și ea a fugit în casă. Dar acum a venit să domnul bucătar, șef, pentru că a mâncat și papanașii și ăia. Doamne, și papanașii ăia sunt senzaționali. N-au nicio treabă cu papanașii, adică n-au gust, dar sunt bun rău de tot. N-am mâncat nimic, nu știu. Ziceam, trebuie să încerc și eu să fac chestia asta, deși, na, dacă n-am rețeta și am înțeles că nu o să găsesc. Dar cred că mai mănânc măcar o dată până plecăm, mai mănânc. Astăzi la prânz am luat... Tu ce ți-ai luat? Am rață pe varză. Dar și-a luat mama varză cu cârnați de mistreț. Doamne, ce bun erau cârnații aia, aolo. Bun rău. Da, numai gata. Mulțumesc. Și am citit păreri înainte să venim și toată lumea lăuda bucătăria, adică pe șef. Și într-adevăr, toată mâncarea a fost cu gust, chiar. Eu în ultimul timp n-am mai găsit când știu ce găsit pe șef. Când mergeam sau când comandam, cred că decât două locuri am găsit unde să îmi placă mâncarea, să care gust. Și acum aici chiar, dar la prețuri, de exemplu, papanașii ăia, fost 35 de lei porția. Adică au niște prețuri puțin mai ridicate, e mai... și cazare este mai ridicat aici, dar așa măcar două zile, wow! Se merită. E altceva. Ce faci? Mami, dormi aici sau dormi la mamaie? La mamaie.
Da. Te crede ușa, tati. Acum vine, te deschide. Hai, du-te. La mamaie. Deci a zis că doarme aici, că doarme cu tati, că doarme cu mami. Și acum nu mai vrei. Ela, unde te duci? Uite sticla de apă. A vrut ea aici? Da. Hai, vină cu. Gata, da. Mamaie, că închidem ușa și gata, nu mai pleci. Iar și ziceam de pe altă. Gata. Nu mai zic pas sau ceva, că după aia zice iar să vină în pas. Am întrebat-o cu cine vrei să dormi și a zis că vrea să dormi cu tata. Și tocmai ziceam că zic dorm ei în pat și zic dorm eu aici, ca să nu ne înghesuim, dar nu. Mi-au și o pijamaua de demachiat, m-am demachiat înainte să... Cum îi zice? Înainte să mă duc la masă și o să citesc ceva. O să citesc ceva ușor. Astea două, că sunt ușoare. Ne vedem mâine cu ce habar n-am, nu știu ce facem. Adică eu chiar cred că o să termin de citit toate cărțile alea. Chiar cred. Nența. E 8:30, cred că oamenii ăștia deja au coborât la masă. Dar eu mi-am făcut baie ultima chestie de-astea. Și acum stai să mă gândesc, băi, ce să fac? Mă machiez sau nu machiez? Că... Oare de ce am văzut eu pe la meteo astăzi, după 12 ar trebui să plouă. Și parcă... Nu m-aș mai machia. Mă rog, o să ne aducă la sprâncene, că acolo sunt săracă. Dar cam atât. Mă duc să mănânc. Să vedem ce mâncăm. Am mâncat. Și latră un câine pe aici. Și am zis, hai să vedem de ce latră. Poate au spus că seara vin. Adică pe timpul zilei nu au văzut. Dar seara, da, au văzut că trec. Dar nu știu dacă voi vedeți. Ia să vedem. Să mărim puțin. Îl vedeți? Doamne, cât e de mare! Da. Da, e frumos rău, pare așa zmotocibil, deși cred că dacă se ridică în picioare o să... De mine de frică. Dar are loc de plimbare până la unde are căsuța, pe acolo. Și este mare. Și ea. Dar, da, foarte drăguți. Ia, acum dacă tot am dat zoom, hai să ne uităm prin copaci. Este puțin răcoare și, adică am o bluză cu mânecă lungă, dar o să mă duc să mai iau ceva, oricum să mă și cremuiesc, mă spăl pe dinți, să-mi pun aparatul, de-alea așa. Și... Să luăm așa un pic pe jos, în vale, să vedem. Acum parcă am mai mult încredere, dacă a zis că ziua nu. Deși, na, când eu vedeam acolo pe, adică, poze și filmulețe, când treceau în timpul zilei și era ursul pe lângă ei. Și, da. Este un mare soare în față. Gata. Am plecat. Mi-am luat vesta asta, care mi-era dor de ea, de-abia așteptam să o folosesc. Adică să vină vremea rece. To know what I'm missing, but I dream of something more. And I might be down to help them fight for a mission if I knew what all the fighting was for. 'Cause you got an endless list to twist when things aren't going your way. You got them convinced the facts are fiction, different spin every day. I'm not gonna tell you what you're missing. You were to live. Yeah.
mess with my vision. Cause we dream of something more. They're not gonna hear you cause the truth is loud and soon somebody will listen. I hope you know what all the fighting was for. Ooh, cause I got an endless list of gifts when things start going my way. You may be convinced that I can't win, but I don't care what you say. I'm not gonna stand for your so-called mission. I don't believe it anyway. But now that I'm here, I've got something to say. Mi-am luat și eu bluzița asta, că o să mergem acum la o peșteră și zic că o să fie frig, vreo 5 grade. I-am luat și lui ăla în ghiozdan căciulă gecuță și plecăm. Da, le-am pus pe femeile astea să se îmbrace și mergem la peșteră. Sunt două peșteri. Peștera Ialomicioare este prima și Ialomiței, adică de aici facem vreo 4 minute până la una și 6 până la cealaltă. Deci, mă rog, cum ar veni vreo 2 minute între ele. Și să... Am văzut așa poze și pare chiar drăguț. Și mergem acum pentru că ploaia de la 12 s-a mutat pe la 3. Sau cel puțin așa zice meteo. Și mergem, nu? Da. Mergem să ne mai plimbăm. Da, îți place să te plimbi? Da. Mult, mult? Da, mult, mult, mult. Haide. Așteptăm. Eluța, mergi pe jos, mami, da? Pe picioare. Nu iau de mănuță ce nu știi, scoboare singură niște scări, adică totuși. Ia uite ce e acolo, n-am văzut și eu. Mă, ăla e scary, să-l vezi noaptea. Și-mi iau un patru. Mă duc înapoi puțin. Du-te înapoi puțin. Așa sufletel, uite-l pe tati acolo. Uite-l pe tati acolo. Și mergem cu el. Și mergem cu el la peșteră. Da. Ești happy că mergem la peșteră? Mai respir, adică 5 minute de urcat și deja nu mai pot. Dar este mamă aici. Toată lumea filmează, face poze.
Sunt mega flash, că am transpirat, nu mai pot. Acum trebuie să-mi dau bluza asta jos și să-mi iau altceva pe mine, că sunt flashcă la spate și să nu răcesc ceva. Și acum oamenii fac cumpărături pe aici. Dar e frumos așa, bisericuța asta aici. Mă rog, mulțumire. Ne-am întors la cazare. Cu peștera aia, la un moment dat le-am oprit, pentru că eram atât de transpirată. Pentru că greutate și, na, asta e. Părul meu era flash, că deci acum am băgat, l-am șters, mă rog, l-am șters când am ieșit de acolo, am dat cu bluza, cu cap să șterg cât de cât. Am venit și l-am uscat, a zis că o să fac baie după cum mergem să mâncăm. Și s-a dus Dragoș până sus, pentru că mai era el deja la când am dat să coborâm, nu mai avea răbdare și început să plângă. Și așa este, e interesant acolo, dar sincer să fiu cu copilul, mai ales că erau porțiuni de alea unde Dragoș și-a făcut mersul piticului ca să poată să urce și... Dar este foarte, 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 foarte mare. Draga mea! Cine e draga ta? Cu dragul meu și cu draga mea și cu mami. Doar cu părinții... Dragoș este dragul ei, draga mea este ea și eu sunt mami. Nu? Da. Și eu cine sunt? Tu nu ești nimic. Sau tu ești, poate. Cine sunt eu? Tu ești. Păi ce ești tu? Ești tu, mamaie. Care mamaie? Cum mă cheamă? Tu ești mamaie. Cum mă cheamă? Tu ești mamaie, am pus. Bine, și mă, și acolo cine? Doamna de acolo cine? Haide că nu întrebăm. Uite, mamaie, cine e acolo? Păi, haide, nu o întrebăm. Mamaia, cum o cheamă pe mamaia cealaltă, pe mama lui tati? O cheamă mamaie. Și mai cum? Mamaie Mioara. E bravo, ai ghicit, de primă. Mamaie Mioara. Și pe mama lui Nicoleta, cum o cheamă? Îmi cheamă Nicoleta. Ha. Nicoleta e mama ta. Da. Și mama lui Nicoleta? Cine? Cum o cheamă? Mama mea. Mama mea, sărmana. Eu sunt mama Nicoletei. Da. Mama ea... Marița. Așa mă cheamă. Așa te cheamă? Nu, mă, nu cheamă așa. Mi-i zice fetica așa de rămâne. Păi cum mă cheamă, mă? Marița? Marița te cheamă, da. Ai pus cum cheamă Marița, mamaie. Și pe tataia cum îl cheamă? Îl cheamă tataia Ulei. Și pe celălalt tataia cum îl cheamă? De la voi. Nu de la Vâlcea. Păi tataia Aurelie de la Vâlcea, da. De la Vâlcea. Da. Și pe tataie ăla cu mașina roșie și neagră, cum îl cheamă? Îl cheamă... al meu. Tataia cu N. Cu N. Tataia... cu N. Nici, mă. Tataia Nici. Știu. Pe tati cum îl cheamă? Îl cheamă al tău. Îl cheamă Dragoș. Hai, cum îl cheamă? Zi, cum îl cheamă pe tati, hai. Îl cheamă al tău, am pus. Al meu îl cheamă. Îl cheamă soțul tău. Așa îl cheamă soțul meu? Ela, nu pune cuțitul, te rog. Mulțumesc! Poftă bună, domnule! Arată wow! Foarte wow! Să vă și placă! Eu zic că da! Acum ne de văzut! Vă anunțăm! Atât am mâncat! Mă rog, nu, n-am mâncat toți cartofii, e mai cior de Dragoș, dar burgerul am... Să zic că am mâncat 60% și nu mai puteam.
Și am dat și un pic și lui mama, dar m-am forțat să-l termin pentru că a fost foarte, foarte bun. I-am desfăcut păr. Aranjează-i și un pic păr. I-am desfăcut clama. M-a dormit cu ea și avea un părul. Și acum are părul și mai nașpa. Mami, unde vrei să mergem? Ia, a cerut afară. Am cerut afară la Ana. La Ana ai cerut? Da. Oh. Da, cred că sunt aici. Crezi că sunt aici? Iubita mea, unde mergem? Mergem la copii. La, îi căutăm? Suflețelul meu. Mm-hmm. Unde mergem, Anu? Ela, hai la legăn ăla. Vrei să dai în legăn? Da. Hai. Hai, tati, că aici, în curte. Să dă și ei. Deci nu vă puteți imagina în ce har moftic că nu știu să deosebesc ciupercile. Deci cum văd așa peste tot, aș putea să le mănânc. Hai să stai așa să mă șterg pe mână acum. Mă șterg pe deget. Să nu fi fost otrăvitor. Dar chiar moftic, adică... Ia spune, Dragoș, ce tu n-ai vrea o ciupercă prăjită bine, bine, așa cum îți place ție, cu usturoi? Nu? Nu? Da, el nu tot cumpără casolete de ciuperci și mă pune să le fac crocante, bine, bine, bine prăjite. Ia crătată usturoiul? Da, mă rog, ne plimbăm și ne picăci. Așa, pe unde vrea copilul, nu știu. Ne-am plimbat până acum pe terasă, i-am dat în conjurul de câteva ori. Am crezut că vrea să meargă la leagă, dar nu vrea. Și acum o luăm și noi, nu știu, în vale, nu știu unde o luăm. Unde e ciuperca, mami? Mami, nu am luat-o pentru că nu știu dacă este bună de mâncat sau este otrăvitoare. Mami, otrăvitoare, dacă mănânci o ciupercă otrăvitoare, mami, te îmbolnăvești rău. Da, mami, te doare capul, burtica și poate chiar mai grav. Mai grav? Da, mami, da. Mulțumesc, mă, mulțumesc! Nu știu dacă ați auzit, dar Dragoș a zis faza tare cool și știi că poți să stai și în copac. Ce, eu până acum mă uitam și în copac, mă uitam stânga, dreapta, hopa, așa, să văd dacă-i văd. Dar acum trebuie să pui și în copac, să nu sară pe mine. Mulțumesc, Dragoș, mulțumesc! Nu faceți focul în pădure, mami. Ți-am explicat că arde căsuța la animale după aia. Da, iubita mea, da. Vrei să mă joc și eu cu inimioare? Poftim, da. Păi nu, tu te joci. Eu mă joc singurică. Da, s-o pui la loc, da? Și tu cu ce te joci singurică? Da, au decorul. Da, mami, e decorul, da. Am venit aici. Ok. Acum ai două inimioare, uite. Două inimioare. Da, da. E două inimioare. Sunt două inimioare, nu. E două. Ai dreptate. Exact. Conjugările trebuie să le învețe. Da. Nu dau seama ce...
ce faci acolo? Ami, sunt suficiente două, da? Te joci cu ele și după aia le pui înapoi, da? Da, da. Mulțumesc. Da. Mamele au rămas în cameră. Noi am venit, am comandat mult. El a vrut cârnați cu cartofi și cu smântână. Bineînțeles că fără smântână, că n-am. I-am zis, mami, ești alergică? Nu sunt alergică. Ba da, mami, ești alergică? Nu sunt alergică. Dar se dea cârnați de mistreț și cartofi. Dragul și-a luat păstrăv și mi-a luat căpoșel de munte. Deși când am venit inițial mă gândeam să iau papanaș. Bine, Dragul și-a luat și papanaș, dar am zis că suficient ăla. Bine, e, cred că din ăla micuț și e decât de jumătate. Adică n-ar trebui să fie chiar atât de mult, dar... să vedem. Cred că ce am dat jos spun. Până mi-am făcut și o baie, bine, de fapt, după ce am venit de la masă, am fost la el acolo și am mai stat, am mai jucat, nu știu ce. După care m-am făcut și o baie, m-am cremuit și acum este 10 fără un sfert. Și o să citesc puțin și somn. Cineva doarme deja pe acolo, așa că ne vedem mâine. Mulțumesc! E bine aici? Și tu problema la petele. Cum plângi tu la petele? E la. Așa scrie aici, tati. Așa scrie că ai făcut tu problema la peștera că ai plâns? Dar în petelele nu fac bine. Binele fac linii. Adea fac linii când te doare ceva. Când liniile apar, apar cu cele bune imani. Când doamna, poate fi și o problemă la pata, dar în petele sunt linii. Mami, sunt scări. Sunt căra, da. Și liniile unde sunt mami? Nu știu la ce linii. Nu știu la ce linii te referi. Aici, în petele? Haide! Mergi cu Răzvan și Ana. Ai mers cu Răzvan și Ana în peșteră? Mami, ai mers cu Răzvan și Ana la salină. La salină? Da. Și asta-i povestea că nu e ușoară. Doar în salină. Poate a fi odată. Dar la tealele să. În salina poate afla ce vreau ele. Dar uite aici la mov. Și apar și linii îndatate. Vezi? Liniile astea sunt și mai pleni. Lasă treaba ta, tati. Uite, ține-te cu... Lucas, că ești la greu. Nu știu, cred că ne-am trezit de 10 minute înainte să vină ela. Cam așa. Și este 8 fără ceva? Neață. O să trebuiască să-mi liniștesc și eu părul, să mă îmbrac, să cobor la micul dejun și să vedem ce facem. Mama m-a întrebat, ce-ați hotărât? Zic, nimic. Noi am făcut deja bagajele.
Adică, na, normal mai avem și în noaptea asta, dar eu ziceam să mergem în altă parte, pentru că dacă nu, am zis drumul, adică dacă vrem să plecăm, sunt multe de vizitat pe aici, dar sunt curbele drumul ăsta care, să zic că eu, în afară de faptul că îmi este rău, nu am altceva. Dar soacra mea, de exemplu, a zis că ei i-a scăzut speranța de viață cu vreo 3 ani după drumul ăsta. Și când zicem, uite, mergem pe acolo, așa zic, facem atât, o, cu mașina, nu. Și până la urmă, doar să stăm și să mâncăm, nu e o idee bună. Adică oricât este de mâncare, este senzațională. Adică, oh my God, este... Deci, n-am cuvinte, da? Dar... Să stau în pat, să mă plimb un pic pe aici și să... Nu e, dacă... Deși chiar am văzut, sunt lucruri foarte mișto de văzut. Niște peisaje, niște... Dar... N-avem cum. Așa că s-ar putea să... Nu știu... Să mergem un pic, să ne aia prea de alt gen, să vedem. Să vedem. După care ori rămânem acolo, ori ne... ducem la Vulcea, dar nu știu încă ce facem. Iar nu am filmat micul dejun și am zis să vi-l arăt acum. Ia să vedem noi cum vai ce codiță drăguță ai. Cine ți-a făcut codița? Tu. Unde s-a dus mama? Să-și ia niște gel dezinfectant. Da. Așa. Mulțumesc. Ela, mulțumesc. Ela, da. Ia spune-mi, ai vrea să mergi să-i vezi pe Mihai și pe Mira? Da. Da? Da, vreau. Ce-o aduce? Da. Deci vrei, da? Da. Bine. S-a hotărât atunci. Este 10 și gata, am plecat. Ana dansează. Da, și se uită la copii, că acum sunt și mai mulți vreau copii aici. Vreau să dansez cu Ana. Da. Dansez cu Ana. Acum dacă am zis că plecăm, plecăm. Nu! Vreau să dansez cu Ana. Păi nu mai plecăm. Nu mai plecăm, acum. Ei rămân și noi plecăm. Ia ascultă, mamai. Ei acum...
There are times when you're so weak you can't go on, but you're not alone. I've been there. There are times when every shred of hope is gone, but you're not alone. I've been there. But try to get up off the ground, 'cause it's gonna turn around. I know you can't be found, and the sky is falling down, but when the sun comes out, it's gonna get better. So even when the lights burn out, there's a lightning in the clouds, and it's gonna get. Am plecat la 10 fix de acolo și acum este și 25 și am ajuns la Volboci. Dar am zis să ne oprim puțin așa ca să vedem. Dar e frumos, chiar frumos. Așa aici, mama die vânt așa. Și când te uiți acolo, cred că e mișto să stai, nu știu ce fie acolo, nu știu, cazare, restaurant, dar e drăguț. Forever, because I know I've been there, and I can promise you no matter what your treasure, because I know I've been there. It's time to get up off the ground, 'cause it's gonna turn around. Cause I'll always be around, and when the sun comes out, it's gonna get better. Even when the lights burn out, there's a lining in the clouds, and it's gonna get better. It's gonna get. Gata, am făcut prima oprire în Bușteni la Castel Cantacuzino. Și pe aici uite și tiroliană și se plimbă lumea, sau cum se numește chestia asta de sar din copac în copac. Arată bine. Ideea e că acum este 11:30 și primul tur, ca să vezi interiorul, este la 1 și ceva și am zis că n-are sens să facem chestia asta. Dragoș s-a dus să parcheze și o să ne plimbăm decât pe aici, prin curte. Mă rog, și pe acolo așa, adică... Da? Și acum na, mă duc după ei, dar eu am luat-o pe jos. Arată bine. Arată bine asta. Și chiar se vede frumos de aici așa. Și muntele. Da. Mira a zis că îi place foarte mult Buștenul și de fiecare dată când vine la munte, aici vine. Thank you.
Este 7 și nu știu exact cât. Și vreo 20 ceva de genul. Am ajuns la părinții lui Dragoș acasă. Am mâncat și noi ceva și am zis că ar trebui să fac încheierea la acest clip, care îmi imaginez că o să fie destul de lung, pentru că eu am filmat. Și iarăși am filmat. Dar voiam să vă spun că mi-a plăcut maxim, deci chiar mi-a plăcut foarte mult. Acolo unde am fost, cazați, adică, mă rog, nu știu, cumva simțeai că este 5 stele. Am mai fost cazată la 5 stele, acum vreo câțiva ani, odată, pe litoral. Dar nu știu exact, cred că faptul că aveau piscină le-a dat 5 stele, nu știu, pentru că era o mizerie acolo. Pe când aici, Doamne, patul ăla era într-un fel, toate alea, ca să nu mai spun, am luat acasă să pun el de la, am fost două la baie și unul, mă rog, ăla care a fost deschis, l-am lăsat acolo, dar pe, dacă aveam punctul, îl luam și pe ăla, adică nu altfel, gen, luam, sigur. Uite cum aș fi să-l iau într-un șervețel, vai ce fraierică sunt, și l-am luat pe celălalt pentru că era wow și alea șampon, gelul de duș, la fel mirosea și m-am spus mâncarea, Doamne, deși nu cred că am mâncat ceva mai bun anul ăsta, a fost când am fost în Viena, supa aia cremă de leurdă care la fel m-a dat pe spate, iar aici tot era, n-am mai mâncat până acum cerb mistreț, dar mi-a plăcut mult, dar ceva mi-a plăcut că toate mâncărurile aveau gust, adică nu neapărat că erau cu ingrediente sofisticate, gen, mă rog, sofisticate, ce n-am mai mâncat eu, dar aveau gust. Doamne, piureul ăla de seară a fost ceva. Îmi place și mie piureul, dar știu cât de mult îi place lui Dragoș și am lăsat să zic, hai, am luat eu două lingurițe și mănâncă tu, ca să nu, că oricum acasă zice, a, fă și mie unul de la cremos, așa, alea, dar eu îl fac, pasez acolo un pic, pun puțină apă, un pic de ulei, sare, gata, ăla e. Și chiar, iar astăzi, pentru că am plecat cu o zi mai devreme, astăzi voiam să vorbesc cu bucătarul, să-i zic, să-mi dea și mie rețeta pentru papanaș și aceea, dar s-a întâmplat, asta este, o să încerc. Sunt pe net, am văzut rețete pentru papanaș fierți. Și o să caut, să văd exact ce, bineînțeles că eu o să mai modific acolo, pentru că, na, așa se întâmplă. Ideea e că nu mă aștept, deci nu cred că, sunt absolut sigură că dacă îmi dădea rețeta, nu mi-ar fi ieșit așa cum făcea el. Dar, oricum, da. A fost frumos, m-am bucurat foarte mult că m-am întâlnit cu Mira și cu Mihai, chiar dacă de cât am stat puțin de vorbă, cât am mâncat, dar bine, m-am bucurat mult, dar aș vrea să stau și mai mult, adică îmi place să petrec timpul cu ei și m-am bucurat și că am ajuns la castelul acela care mi s-a părut super frumos, mă rog, nu știu cum e în interior, dar curtea era de-aia de să stai acolo câteva ore și îmi pare rău că n-am fost până acum, dar o să rectific acest lucru, o să încerc să vizitez măcar, nu știu, cele mai vizitate sau cele mai căutate, cele mai, o să caut top 100 de lucruri sau 1000 sau ce, nu știu cum îi găsi, așa, de vizitat în România și ușor să o luăm. După ce am plecat de acolo de unde am stat cu Mira, ne-am dus la Predeal ca să luăm de la Sergiana, am luat câteva chestiuțe, niște oase garf, voia mama jumări care are niște musafiri și jumările alea sunt mega bune, dar nu aveau și am luat o pasă de jumări, aia n-a fost chiar, am gustat acum, dar am zis ca să fie mai bună trebuie să-i pună niște ceapă, usturoi și o să
fie mai ok la gust. Și după aia am băgat 4 ore, 4 ore de stat în mașină, mă rog, cu o mică pauză de pit stop de alea în pădure. Și nu mai, nu știu, sunt mega obosită, sunt cad ochii, acum să mă debachez și mă pun în pat, adică mi-am luat o, am fost la magazin, m-am plimbat la magazin și mi-am luat o sticlă de vin, să-mi pun, mă rog, nu mult, pentru că dacă beau mai mult, deci dacă beau atât din pahar, mă, dar măcar un pic așa să, Și la întoarcere am luat-o pe altă parte, adică ne-am dus pe Târgoviște, gen, și ne-am întors Bran, ce mai văzut? Ce mai era? Era vampir. Doamne, nu știu, fundata, rucăr, adică am văzut cu totul și cu totul alte lucruri și a fost mega, mega, mega frumos. Faza foarte nasoală e că nu am mai avut baterie. În momentul când m-am despărțit de Mira de acolo, aveam 10% baterie la telefon și am băgat să încarc la mașină, dar după o oră jumate aveam 20% baterie, adică n-am mai putut să filmez și oricum am zis pe mine că am filmat foarte, 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 foarte mult. Eluț, mami, ne luăm la revedere de la fete și nu știu și băieți. Păi vino aici ca să faci așa. A băgat chipsuri. Le-am luat și ei de la magazin un pomber. Da. Vă mulțumim pentru vizionare. Sperăm că ați avut și voi niște vacanțe sau mini-vacanțe sau dacă n-ați avut, vă doresc să aveți una extraordinară. Și ne vedem data viitoare. Pa!